Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! Se zice că în post nu e bine să faci poftă nimănui cu nimic, dar e greu, după ce privești imaginile de la Dâncata, să nu-ți fie poftă chiar și de mâncare de post. Foarte variată. Și foarte ochioasă. Contrar tuturor așteptărilor, nu? Cum să ții un post atât de lung ca postul Paștelui? Că de-aia o zi lungă ca o zi de post. Am văzut în fotografii, poți să-l ții dacă stai la Dâncata și dacă îți fac doamnele alea de mâncare. Că nici dacă... nu simți că postești. Păi nu, dacă... Bun, ideea e să simți că postești. Da, că dacă nu trebuie să te îndopi, nu? Dar mănânci câte puțin, dar așa cum arătau mâncările respective, chiar foarte tare. Nu am fost, am văzut mai fotografii, dar voi ați dat buzna acolo, de la presă câți erau? Păi, uite, asta înseamnă să apară o știre la Intermedia, că noi am făcut un material de promovare pentru un fel de anunț, o știre. Miercuri a fost un eveniment la Direcția Agricolă cu privire la punctele gastronomice locale. Joi am extras de acolo un material dedicat standului de la Dâncata, care a fost foarte generos și am anunțat că va fi acest eveniment duminică. Ei, a fost prezență ca niciodată. Pentru că ai dat tu asta, de aia a venit evident, lumea. Evident. Hai, să fie că așa, nu erau doar localnici, erau colegi de-ai noștri care nu au mai fost niciodată la evenimentul acesta. Bun, și au dat și pe național? Da, a fost și pe național. Înseamnă că Dâncata, uite, mai știm și noi ceva cu ceva ca lumea pe național, că ieșeam mai cu accidente, cu drogați, cu machiți la volan, cu furturi, cu tot felul de minunății și acum și mai știm ei și ceva, ne fac reclamă. Da. Mai des chiar. Dar chiar a fost, din câte am văzut din fotografii, știu că a fost foarte multă lume afară de presă, dar e bine că a fost și presă care și centrală, pentru că s-a promovat, că așa la noi în curte cam știm, dar e bine să mai ieși afară să vadă și alții ce faci și, într-adevăr, dar e la noua ediție, primarul cu soția dumnealui, cu primarul, preotul Mitu Pascal și evident doamnele respective care fac mâncarea atât de ochioasă și cu siguranță că dacă arăta bine era și bună. Tu dacă ai mâncat din toate felurile? Nu, nici n-am îndrăznit. Erau vreo 30 de feluri? Mai mult. Nu? Era imposibil să guști din tot, deși doamnele erau foarte generoase și ba chiar îți băteau obrazul, de la mine n-ați gustat nimic. Aha. Eu pot să mă autodenunț, să zic ce am gustat. Am gustat niște fasole bătută și am gustat două chiroște. Cu magiun și cu cartofi. Cătălina. Da, eu subțire. Da, așa s-a terminat tot ce era pe masă, adică invazia. Și după aceea am mai gustat un cornuleț. Chiar te-ai cam întrecut. Da. Nu, dar știu n-am că așa stat până e, la final. Știu că era sigur că nu s-ar fi supărat, că de-aia le-au și făcut. Știi că zici că a fost atâta lume și... doamnele se puteau supăra. Nu, că de-aia au făcut mâncare, nu se plece cu ea acasă, știi? Când au venit la lăcustele de la oraș, adică lăcustele... Nu m-am calificat la lăcustuță. Nu m-am calificat deloc. Da, nu, dar chiar... Ce interesant este că, mulțumite, nu? Având așa o diversitate, postul se ține mult mai ușor. Da, Cătălina, dar așa e ușor. Tu, adică, pentru cine știe să facă. Că dacă... Spuneau și doamnele că mâncarea de post e un pic mai greu de făcut, nu din cauza că n-ai avea ingredientele, ci că e mai greu să-i dai gustul bun. Bineînțeles că e muncă acolo. Eu abia fac dacă fac un ou și ceva. Și un ou și ceva. Un așa și îl încurc acolo. Vreau să fac ceva. Am văzut cel puțin două rețete pe care nu le-am văzut niciodată gătite. Răcitură, piftie, de hribi. Da. Fără gelatină, că gelatina nu e de post, că e făcută din... Da, nu, dar cu din asta din comerț, nu? Nu, fără gelatină. Așa, da? Deci se încheagă din zeamă hribilor. Da. Așa? Foarte puțină zeamă și foarte mulți hribi. Arăta extraordinar. Am întrebat câțiva oameni dintre cei care au gustat și au spus că e foarte bun și făcuse acest fel de mâncare poate cea mai vârstnică participantă. Deci nu e o rețetă... Da. Recentă, da? Noua generație, nu? Iar de noua generație, un înlocuitor de ciorbă de burtă,
din ciuperci, din pleurotus. Nu, asta e, deci stai. Și stop, cu stop. Asta, nu, pastă asta de caju. Aici asta cu caju, nu știu. Pastă de caju în loc de smântână. Deci asta cu caju nu știam, dar asta cu pleurotus e veche. Da. Scuze-mă, nu este invenție de adâncat. De unde provin neamurile mele, nu din regat, ci din imperiu, se făcea această ciorbă cu păstrăv de copac, îi zice. Da, da. Deci care nu are e... textura mult mai asemănătoare decât... Cu pleurotus. Chiar nu exista pleurotus, că el e de undeva de prin Asia, dar există păstrăv de copac, da, care are textura mult mai asemănătoare ca burta. Și solzii dai jos și după aia... Da, deci a fost un eveniment reușit pentru succes cei care sunt pofticioși. Celor... Da, nu e bine, nu? Nu e reușit pentru cei care sunt pofticioși, nu, și nu au ajuns acolo. Asta cu postitul. E greu să postești și așa, că e ușor, dar până și dacă mai stai la țară, mai te descurci, dar dacă mergi în oraș să faci cumpărături, câteodată îți ia mai mult decât ai pune carne. Știu și eu de la oameni care fac mâncare. Asta, bun, postitul acesta, varianta modernă, e vegetarianismul, veganismul, oameni care optează să postească tot timpul anului, da, nu doar altfel, zilele, da, dedicate. Și, într-adevăr, produsele acestea sunt mult mai costisitoare dacă le cumperi. Bun, dacă vorbim de bulgur, de chia, de alte nebunii, merișoare. Da, apropo, am fost la direcția agricolă sâmbătă la târg și era un tânăr cu barbă, așa cum se poartă în Islanda. Cosmin? Și, nu știu, care și făcea niște prăjituri? Nu, din... nu prăjituri. Erau din astea, grâu, un colțet cu ceva... Microplante. Da, microplante din astea, pentru bucătărie... În asta de moleculară, fițe, nu? Da. Și erau, și când am gustat și eu și m-a întrebat ce-i, bănuiam ceva, până la urmă era mazăre, avea gust. Interesantă ocupație. Da, și uite, vezi, e o formă de a apropia pe tineri de agricultură. Da, e mini agricultură. Știi că micro, niște cădezi, microplante, da, niște fire pe acolo. Da, da, poate să aibă în seră, poate să aibă câteva mii de ghivecele. Da, cred, nu știu. Ne ducem și la firul ierbii. Ce s-a întâmplat? Da, da, hai, că mi-a mai trecut supărarea așa, dar echipa joacă slab. Nu că a făcut egală, că aia e, că nu poți să câștigi tot timpul, dar nu joacă nimica. Și nu aș vrea să se înțeleagă pentru cei care nu au fost la meci, că nu se chinuie băieții de la Foresta. Adică muncesc, aleargă, pun suflet, nu poate să spună cineva că se plimbă pe teren și par dezinteresați. Pun piciorul la minge, dar problema e, nu știu cine poate să-i împace și de la ce s-au luat cu mingea. Nu-s prieteni cu mingea. Vă certați. Nu știu de la ce s-au luat. Să-i împace cineva cu mingea aia, că sare din ei ca din colțul băncii, ca din aragaz, ca din colțul de perete. Nu mai e preluarea, nu mai e pasa, nu făceau două pase. Făceau două pase, a treia era pierdută. Veneau adversarile, luau mingea. Deci nu mai au treabă cu mingea. Nu știu ce... De la ce s-au luat? Că trebuie să iei de la ceva cu mingea. Adică până în iară când s-a trecut campionatul, tot acela să-i împace. Să-i împace. Altfel se lipea mingea. Era un stop, era o preluare, erau niște pase, erau niște trasee făcute. Adică ce zici? Că se văd deja în Liga a doua? Nu, nu, nu spun asta. Nu merge. Mai sunt perioada așa, să dea Domnul să-și revină. Sunt băieți buni, dar e deranjant Cica, care e un băiat foarte talentat și n-a dat gol de nu știu când. Vârf de atac. Și Cica este singur așa mai plutitor. Bun, el are momente când se implică, când nu... E mai artist? Cu, mai artist, așa, cu hachiții, nu știu. Makongo, care în partea întâi de campionat... bine, și acum e foarte bun Makongo, dar mai e la fel de bun ca în prima parte a campionatului. Samson s-a păstrat, băiatul aleargă. Nițu este un băiat bun, tânărul Nițu. Cimbru, un alt băiat tânăr care a făcut treabă. Marian Ilie, care e cam fițos el așa și în prima parte a campionatului, n-a știut să-l apreciez la valoarea lui, dar e un băiat care chiar se dăruiește și chiar este util echipei. Și tot tânăr, sunt câțiva băieți, dar nu iese, nu știu ce se întâmplă. Poate este o pasă proastă pe care o să o traverseze în timp util, că dacă o traversezi la dacă sfârșit. Tu deja ai obosit... În Liga a doua o să obosești la primul, al doilea meci. Nu sunt obosiți, aleargă, ți-am spus, dar n-au copilul muncii. Nu e treaba, dacă ar fi fără minge, echipa ar fi brici. Mingea e în curcă, asta e problema.
Bun, acum suntem oricum pe primul loc. Să sperăm că a fost o împiedicătură, cu toate că ei sunt împiedicați de când s-a reluat campionatul. Nu mai joacă ce jucau până în iarnă. Prost e că și Rădăuțu a luat bătaia acasă de la Bacău. Normal ar fi fost bine să câștige Rădăuțu și Suceava acum să le ții la respect pe Cehlău și pe Bacău. Dacă le băteai, era foarte bine că luam distanță și noi și Rădăuțu și le scădea și moralul. La meciul cu Cehlău, arbitrul a fost slab. Arbitrul slab, nu că ținea cu unii sau cu alții, a greșit și pentru noi și pentru ceilalți, a greșit pentru toată lumea. Încă noi să spunem mersi că la 1-0 pentru Cehlău, prin minutul 30 cred că era, a scăpat unul de la ei și a ridicat offside. N-a fost niciun offside acolo și putea să ne... cam ieșea gol de acolo la 2-0, adio. Mai ales că egalarea a venit în prelungiri. Da, și acolo 11 metri putea să nu dea la dat așa, știi? Adică ne-a tras în piept arbitru, dar pe de altă parte ne-a și ajutat. Trebuie să recunoaștem dacă suntem corecți, dacă nu o ținem langa pe ea că ne-a furat arbitru. Dar noi, arbitrii slabi, așa. Deci am, cu noroc a fost unul ăsta. Am să sperăm că echipajul va reveni, este sâmbătă pe Arencu Rădăuțu. Iarăși derby. Da, în altă ordine de idei a fost la mine Ovidiu Dorofteasă, directorul poliției locale, și mi-a spus că asta cu umbrela tot o discutăm, că era de ploaie sâmbătă, până la urmă n-a mai plouat, a fost frumos, dar și sâmbătă asta se anunță de ploaie, nu-i voie cu umbrele. Tot am întrebat, dar de ce nu-i voie? Că e lege, e regulament, nu te lasă cu umbrela. Și a propus... O pungă. A propus... Salopetă, sunt pelerine. Și le-a propus și la Foresta, bă, oameni, făceți niște pelerine în culorile clubului, scoateți la vânzare cât poți să coste alea. Și ar fi frumos și în tribune, știi? Asta e propunerea domnului Doroftei și i-a mai propus, adică... Asta e vechi. Să se acopere. Să facă un punct de apă și suc. Bun, acum nu-i prea cald. Că nu ai voie cu sticle din exterior. Și acolo să vezi la pare de carton. Bun, în toamnă au fost de câteva ori. Când era foarte cald, au fost puncte din astea, erau două mese. Mă, nu știu, dar ar trebui să fie un punct din ăsta fix pe undeva care... Deci asta, domnul Doroftei, cu apa, cu sucul și cu pelerinele să facă Foresta... pelerine să le scoată la vânzare. Și am mai zis că iar am întrebat controlele astea, că te caută, pac, pac, pac. Și la doi băți care spuneau că fac parte din galerie, la unul a găsit un cuțit și la unul un briceac tip fluture, din ala care se desface. Și zic, ce a zis că l-a găsit cuțitul? Ci că vrea să ascute bățul de la tobă. Noroc de șomuz fălticeni că... Da, dar ce norocăcie. Da, a câștigat. Da. O echipă de-a noastră, da. A câștigat unul dintre cele trei meciuri de la sfârșitul săptămânii. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi.